cei de la Dinamo să vă deci era în timp acela tânăr care trebuia să plec să facă armata. M-a luat Steaua, deși Dinamo a vrut să mă ia cu gândul de a veni la ei. Tejovski, care era un jucător foarte bun al României și care era răvean. Iar el a fost adus înapoi la Arad și probabil în locul lui eu am fost dus la CCA. Iar ce a urmat știe cu siguranță toată lumea. Domnule Ionei, cum a fost scurta perioadă în care la Kayserispor, un club abia înființat. Ne-au luat în Turcia pe Constantin, care a fost unul dintre jucătorii și foarte buni al României. Gheorghe Constantin. Exact. Și pe mine, în spatele lui. Și Constantin a plecat de acolo, în America, după aceea. Iar eu am jucat mai departe. În 1972 ați revenit la Steaua, dar în postura de antrenor. Mai întâi secund, apoi principal, bineînțeles. Aveați 35 de ani. Ce s-a schimbat? Cât de diferit era tehnicianul americanei față de jucătorul care de mult încânta tribunele tixite din Ghencea? Ca să fii antrenor este ceva mai dificil decât să fii jucător. Ești un fel de profesor. Antrenorul trebuie să fie ca un părinte, ca un tată. Dar... De Arthur Adrian Silvan Ionescu ne prezintă câteva din straiele pe care le purtau prinții și prințesele. Cel mai adesea era folosit portul tradițional românesc pentru a insufla copiilor de la oraș, neobișnuiți cu veșmintele mediului rural, dragostele țară și de sărcințile naționale. Mare iubitoare ea însăși a portului popular pe care îl îmbrăca adesea, principesa Maria își înveșmânta și regalele progenituri cu acesta, fără excepție, fetițe sau băieți. Se păstrează multe fotografii, reprezentându-i pe pajiștile peleșului sau la stâna regală, purtând haine țărănești și mimând activități sau atitudini specifice, principii Carol și Nicolae cu căciuni mari de oaie.